Deva a găzduit zilele trecute prima bursă a locurilor de muncă din țară de după pandemie. La eveniment a participat și Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale, care a subliniat că în România există locuri de muncă, precum și solicitări de angajare. Însă se întâmplă ceva ce împiedică întâlnirea cererii cu oferta. Am deschis primul eveniment din seria burselor pentru locuri de muncă pe care dorim să o extindem la nivel național. Această serie de evenimente este concentrată, pe de o parte, pe întâlnirea dintre angajatori și angajați și, pe de altă parte, pe întărirea mesajului pe care noi îl transmitem, și anume că în România există ofertă de locuri de muncă. Există cerere de locuri de muncă. Trebuie doar ca acestea să se întâlnească și angajații sau potențialii angajați să aibă pregătirea necesară pe care o așteaptă angajatorul. Raluca Turcan a menționat că în opinia sa este, cităm, surprinzător că asemenea situație este întâlnită și în județul Hunedoara. Județul Hunedoara este un județ greu încercat, datorită specificului din Valea Jiului. Însă vreau să vă spun că, surprinzător pentru noi ca oameni preocupați de locurile de muncă de la nivelul județului Hunedoara, am constatat că există locuri de muncă neaccesate de oameni care pleacă de la premisa de a putea să le acceseze, de a avea și nivelul de educație și nivelul de calificare pentru a le accesa. Undeva există o fractură, este evident. Avem aici cursuri de calificare pe care ANOFM-ul le pune la dispoziție la nivelul județului Hunedoara. Am constatat că sunt angajatori care au nevoie de tipul acesta de locuri de muncă. Am întâlnit în piață oameni care ar fi dispuși să acceseze astfel de locuri de muncă și cu toate acestea, joncțiunea încă nu se face foarte ușor. Ministrul consideră rezultatul bursei locurilor de muncă de la DEVA drept unul bun, menționând că aproximativ 10% dintre șomerii neindemnizați din județul Hunedoara au posibilitatea de a se angaja după acest eveniment. Succesul zilei de astăzi este unul bun, încurajator, și anume, din 2500 de șomeri neindemnizați de la nivelul județului Hunedoara, deci înregistrați, dar neindemnizați, adică potențial angajați, astăzi, la bursa locurilor de muncă au fost prezentate aproximativ 320 de locuri de muncă și dintre acestea 73 au fost ocupate pe loc și aproximativ 198 au primit deja consiliere pentru a intra în legătură cu angajatorii. Așadar, iată că un 10%, aproximativ 10% din posibilii angajați de la nivelul județului Hunedoara astăzi și-au găsit parteneri în angajator prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Pe de altă parte, Raluca Turcan nu a dorit să comenteze măsurile compensatorii de care vor beneficia cei care se vor disponibiliza în curând din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, afirmând că este apanajul unui alt minister. Totuși, ministrul își dorește ca disponibilizații din cadrul Complexului Energetic Hunedoara să se reprofileze pe alte meserii care sunt cerute pe piața muncii. Eu nu doresc să discut despre măsurile compensatorii care se preconizează pentru că nu țin de domeniul Ministerului Muncii, țin de Ministerul Energiei și corect este să vorbească colegii mei responsabili în domeniu. Eu însă sunt dispusă să vorbesc despre reconversie profesională și integrare pe piața muncii. Da, și acesta este un motiv pentru care astăzi sunt aici și mă încăpățânez să vin în județul Hunedoara. Știți că nu sunt prima dată, și voi mai veni, pentru că eu cred cu tărie că sunt în continuare angajați în industria mineră sau în combinatul energetic Hunedoara, de exemplu, care se pot regăsi în alte industrii. Și dovadă, am aici niște cifre, a crescut numărul locurilor de muncă
în industrii compatibile, să spunem, cu industria mineritului. Deci există cerere, există și ofertă. Trebuie doar ca oamenii să aibă această deschidere de, până la urmă, de a lua un alt drum. Cei circa 1500 de disponibilizații de la CEH vor primi plăți compensatorii în valoare de 10.000 de euro și venituri de completare de 3.500 de lei pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 4 ani, care sunt mult mai mari decât salariul minim pe economie, care se oferă de obicei în firmele private, așa că este greu de crezut că se vor înghesui să se angajeze în curând.